Așa. Vreau să vă mulțumesc în primul rând bunul meu prieten Raul Ban pentru inițiativă. Vreau să mulțumesc domnului primar Ioan Nistor pentru propunerea proiectului de hotărâre și mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru votul în unanimitate. Mulțumesc din suflet prietenilor, familiei, mulțumesc oamenilor care au fost lângă mine în această carieră. Mulți, foarte mulți din Leordina care m-au urmat, au fost în sală unde luptam, a venit din România să mă susțină în străinătate unde am luptat, care m-a bucurat enorm să văd mereu că acești oameni cu care am crescut și care eram din această comună au venit să mă susțină. Cred că titlul ăsta, cetățean de onoare, mă bucură cel mai mult, pentru că aici văd recunoștința și munca mea. Nu știu dacă România m-a susținut în toată cariera mea, pentru că eu am stat în străinătate, am locuit acolo, am luptat acolo în cea mai mare parte și n-am avut susținerea din partea românilor. Doar cei cunoscuți, prieteni care au venit să mă susțină la luptă. Dar în mare parte nu, pentru că eu locuiam în străinătate, luptam acolo, dar mereu am luptat cu steagul României și nu m-am gândit niciodată. Chiar dacă am avut de pierdut, deși alți colegi de-a mei români sau cumva au luptat pentru țări străine ca să aibă de câștigat, eu n-am făcut niciodată. Pentru că așa am simțit eu, sunt român, nu m-a interesat niciodată că am pierdut, că poate nu am fost susținut din România, dar așa am simțit și am făcut. Și titlul ăsta de cetățean de onoare mă bucură enorm pe mine. Am puțin emoții, pentru că mi-aduc aminte de toată cariera mea și tot ce am făcut eu în sport. Și, nu știu, mă simt onorat să fiu cetățean de onoare al comunei Leordina, locul unde am crescut, unde am trăit copilăria, unde am prieteni, unde am familie. Mă bucură enorm. Deci chiar sunt mândru și mă simt onorat să fiu cetățean al comunei Leordina. Bravo, felicitări!